existau câteva cuvinte de ordine în această dimineață. Unul dintre ele era mort. Și mi-am propus să vă pun o întrebare. Ești mort? O să ziceți, frate, care, dar nu vezi că noi mișcăm toți. Ascultați ce spune versetul 1 și 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care cum trăiați și erați morți. Mișcați și erați morți. Mesteați la locul de muncă și erați morți. Veneați la programe și erați morți. Derulați șerfe, cum se spunea, slujbe, ritualuri și erați morți. Da. Dimineața aceasta, cuvântul Dumnezeu ne spune: Ai o șansă. Există o feste bună pentru morți. Vestea bună este că cineva a venit din cer. Numele lui este Isus Hristos. Și a zis, ești mort? Vreau să te înlocuiesc. Nu mai vreau să fii mort. Versetele continuau și spuneau foarte clar, s-a așezat între dușmani, între cei ce nu mai aveau speranță și marele rege, pe crucea dintre cruci, cum se spunea deja. A murit în locul nostru. Noi trebuia să murim. Viitorul nostru era moartea eternă, pentru că eram morți pe pământ, din perspectivă spirituală, în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioară, după, 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 după. Eram... Și Domnul Iisus a zis, chiar dacă ești mort, vreau să te înlocuiesc. Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să ne întâlnească într-un mod personal, cum se spunea. Ne-a învățat să fim samaritean miloși. Căzut între tânări, era aproape, cum era? Aproape mort nu mai avea nicio șansă. Dar cineva s-a întâlnit cu el. Un samaritean care și-a pus timpul lui la dispoziția acelui bărbat și-a dat resursele lui, a dat un de a așezat pe rană să se cicatrizeze după ce a pus vin să scoată puroiul. Pentru că vreau să vă spun ceva în această dimineață. Există speranță pentru oameni morți. Și dacă ești mort în păcatele tale, vreau să spun în dimineața asta: Marele Rege, care s-a întâlnit cu mine și cu frații mei, este prezent la Betania în această dimineață. Este prezent să te întâlnească într-un mod personal. A fost la Calvar să înlocuiască moartea ta. Și vreau să-ți mai spun ceva. Există o veste extraordinară. Poți să vii și tu. A fost adus la viață, a fost înviați. De ce? Pentru că Dumnezeu și-a dat dragostea lui, în lui cea mare, bogat în îndurare, ne-a iubit așa de mult, încât a zis, le înlocuiesc eu moartea, plătesc eu pentru ei, îi întâlnesc personal, le acord șansa să fie salvați și vreau să le mai dau ceva. Vor învia. Și cei ce trăiesc cu Hristos și li se oprește inima, nu mai mor, se spunea deja, doar adorm și într-o zi vor învia vei vii să stăm ridicați. Aș să stăm în prezența lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, îți mulțumim că ai murit pentru noi, Iisus Hristos. Să mulțumim că sângele tău s-a vărsat pentru fiecare dintre noi. Ești prezent în locul acesta, un prieten, o prietenă. Sunt oameni aici care au venit probabil pentru prima dată sau invitați de cineva drag și sunt aici în clădirea bisericii și Dumnezeu vrea să le ofere ocazia să intre în biserica Domnului Isus Hristos. Indiferent cât de mult a mușcat moartea din viața ta, indiferent cât de mult a atacat diavolul în sufletul tău, există speranță și pentru tine. Cineva a murit în locul tău, cineva te-a înlocuit la calvar, sângele lui are putere de eliberare. O să ne rugăm pe toți cei ce nu sunt mântuiți, Domnul să-i atingă, Domnul să-i libereze, Domnul să le ierte păcatele, Domnul să le scrie numele în cartea vieții. O să ne rugăm și pentru familia Dunca, pentru familia Dunca, fratelui Ovidiu și sora Cristina, mama Dumnezeu a plecat acasă la Domnul, sora Raveca, joia a fost slujba de mormântare. Ne rugăm ca Dumnezeu să mânche familia aceasta. Prezența lui Dumnezeu să fie peste orice casă care trece prin durere. Poate ai o boală în casa ta, în numele lui Isus, parcă de foarte multe ori și prin cântările fanfare și prin celelalte slujiri, Domnul ne-a vorbit în această dimineață și ne-a spus: "Există vindecare. Există vindecare în numele lui Isus. Există vindecare în numele Domnului. Stai în prezența lui Dumnezeu, strigă din toată inima și zii: "Doamne, vin cu povara mea, vin cu falimentul meu, vin cu scăzămintele mele, vin cu moartea care a mușcat din viața mea și vreau o eliberare în numele lui Isus Hristos." O să intrăm cu toți în această rugăciune.